Aproximativ 1650 de elevi își desfășoară studiile în cadrul instituțiilor de învățământ gimnazial și liceal cu predare în grafie latină din stânga Nistrului și municipiul Bender. Începând cu data de 1 septembrie al acestui an, gimnaziile și liceele cu predare în grafie latină își desfășoară activitatea în regim normal, susține Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău, potrivit instituției, din totalul celor circa 1650 de elevi. 165, ceea ce ar constitui 10%, au început anul de studii în clasa 1-a, conform planului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Șefa secției politici sectoriale de reintegrare, Aurelia Barbaroș, se află într-un contact permanent cu directorii și cadrele didactice din cadrul instituțiilor de învățământ din stânga Nistrului. Funcționarea normală a instituțiilor de învățământ în limba română din regiunea transnistreană este în vizorul constant al Chișinăului, iar autoritățile Republicii Moldova depun eforturi consistente într-o bună desfășurare a procesului didactic, mai menționează Biroul Politici de Reintegrare.